Salut și bine ați venit sau revenit la un nou daily vlog. Astăzi am să vă arăt ce fac eu în ziua Crăciunului, cum mă pregătesc pentru Crăciun și care este make-up-ul superb pe care îl voi realiza în această seară. Am această frizură în cap pentru că urmează, bineînțeles, să mă vopsesc pe păr. După cum puteți observa, rădăcina mea este foarte crescută. Ca de obicei mă vopsesc cu E0, de fapt cu ăsta mă decolorez, și cu 10.21 de la Garnier. Haideți cu mine la salon să vă arăt superbul salon. După cum puteți observa, acesta este salonul Ovidiei. Am produse foarte profesionale, cum ar fi acest bol ieftin de vreo 5 lei din magazin și o pensulă din Kaufland, care cred că a fost maxim 10 lei. Mi-am preparat deja decolorantul, asta v-am arătat în alte videouri, iar acum începem să aplicăm vopsea cu ajutorul surorii mele. Sincer, nu-mi doream să vă arăt și această fața mea, dar trebuie să vedeți tot procesul unei femei de a se pregăti pentru seara de Crăciun, așa că priviți-mă, sunt minunată! Dacă tot suntem la partea de păr, am vrut să vă arăt și cu ce șampon o să mă spăl astăzi, și anume cel de la L'Oncolore Expert. Este pentru păr vopsit. L-am mai folosit o singură dată la Cluj pentru că l-am primit acum de Crăciun cadou de la cei de la L'Oncolore, cu care am avut o colaborare foarte drăguță anul acesta. Data trecută când l-am folosit mi-a plăcut foarte mult și l-am adus cu mine în vacanță să-l folosesc din nou. Totodată o să folosesc și această mască tot pentru păr vopsit. Și la final o să-mi aplic pe vârfuri niște cremă din aceasta pentru păr vopsit. Am vrut să vă arăt cum arată părul după decolorare. Momentan este ud, urmează să-l și usuc, însă așa arată rădăcina mea. Da, v-am spus că se decolorează foarte repede și n-are rost să ții mult decolorantul. Mi-am aplicat vopseaua, aceasta are o tentă mov. Ca mie părul să nu-mi rămână mov după ce mă spăl pe păr, o să mă spăl imediat ce-mi dau jos vopseaua din cap de vreo 3 ori cu șampon. Astfel evit ca părul să fie mov la rădăcină. Sau, mă rog, așa făceam data trecută. Ideea e că acum mi-am aplicat vopseaua pe tot părul din prima. De obicei puneam pe rădăcină și apoi pe lungim. Acum sper să nu se închidă super tare pe lungim și să fiu chiar mov de Crăciun, că nu am chef. Până stau cu vopseaua în cap, vreau să vi-l arăt pe prietenul meu. Hai să le spui ceva fanilor. Ce minge să strângă. Haideți să vă arăt și cât de mult a nins la Reghin. Pentru că eu de sărbători sunt acasă. O să vă arăt și cum am decorat casa în parte de jos până stau cu vopseaua în cap. Acum mi-am spălat părul și am venit să văd ce face. Doarme. Cred că e și bine. Poate un pic îi gălbui că n-am pus întâi la rădăcină, dar vedem imediat. Cam așa a ieșit culoarea finală. Ideea este că dacă l-aș fi făcut prima dată la rădăcină și după pe lungim, probabil nu ar fi ieșit această tentă de galben. Am super puțin galben la rădăcină. Însă, sincer, nu am mai avut răbdare de data asta să stau așa de mult. Nici și grăbeam. Și, na, am zis că mă vopsesc așa. În continuare vreau să vă arăt un make-up simplu pe care îl fac eu, și anume fond de ten, puțin highlighter, rimel și un ruj, probabil roșu. O să-mi iau trusa de make-up și prin trusa de make-up înțeleg trusa în care am această paletă minunată de la Sephora pe care nu știu să o folosesc. Dar înainte de asta vreau să mă dau cu fond de ten. Folosesc două fonduri de ten în general, însă acum în vacanță îl am pe cel de la L'Oreal, Infallible, ăsta îl folosesc. E cel mai bun. Am încercat și NYX-ul, știți că v-am mai zis pe Instagram, însă a rămas tot la L'Oreal. Așa, asta e fondul de ten și înainte de fond de ten îmi aplic acest primer. Este de la Trend It Up, am luat din DM, de acolo mi-am majoritatea chestiilor, super ieftine și bune. Așa că primerul îl voi aplica cu degetele. Mi-am pus pe degete. Mie mi se pare, sincer, că asta e ca un fel de BB cream. Observați că are și o culoare așa mai premaro, spre bej. Așa, în timp ce mă machiez, totuși mai vreau să povestim un alta, și anume faptul că am ajuns la sfârșitul anului. Am avut un an foarte productiv. A fost productiv atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Pentru că m-am apucat să mă duc și la psiholog de aproximativ 2 luni de zile. Cred că a fost cea mai bună idee pe care am avut-o anul ăsta. Așa am reușit să mă cunosc mai bine și să fiu mult mai calmă decât mă vedeți voi pe internet în general. Și, cum vă ziceam, la psiholog mă duc pentru că am probleme nerezolvate din copilărie pe care în momentul de față încerc să le mai atenuez. Așa mi-aplic eu fondul de ten. Nici măcar nu știu cât de bine îi. V-am spus că nu știu să mă machiez.
și apoi cu această pensulă pe care o am de la surioara mea, îmi întind fondul de ten. Și aici dau un fast forward că nu are rost să vedeți jumătate de oră cum îmi întind eu fondul de ten. Așa, mi-am întins fondul de ten și arată super ca lumea. Despre chestia cu psihologul nu vreau să vorbesc foarte multe în acest episod, pentru că aș vrea să fac un vlog suplimentar în care vă spun cu ce m-a ajutat pe mine și cu ce mă ajută în continuare. Așa că mergem la lucruri mult mai drăguțe, cum ar fi acest iluminator de la Revolution. Filmez cu front camera, de asta nu o să vedeți exact ce scrie pe el. L-am cumpărat din DM, l-am spart pentru că l-am scăpat pe jos, că așa pățiți mereu cu iluminatoarele, însă ce-am făcut? După ce l-am spart, m-am apucat și l-am mărunțit pe tot cu coada unei pensule, cam așa, după care am adăugat spirit și un pic de parfum și l-am refăcut. Câte puteți observa, strălucește foarte ca lumea. Și o să-l aplic pe față, aici, în zona asta. Dar înainte, stați, că mai am ceva de adăugat pe față. Și anume un blush de la Essence, sau Essence, habar n-am. Și cu ăsta mă dau aici, undeva în zona aceasta. Cred că cine vede tutorialul ăsta de make-up o să-și dea seama că sunt total nepricepută, dar sincer nu îmi pasă pentru că e singurul make-up pe care știu să-l fac. Așa, pun puțin blush pe pensulă, după care suflu așa. Pentru că mi se pare că așa se mai pierde din material și nu pun niciodată să se vadă nașpa. Și încep să mă fac aici. Doar ușor dau cu pensula, cât am puțină culoare în obraj. Așa. Ziceam că anul acesta a fost unul foarte productiv pentru mine, pentru că m-am apucat și de lucru, v-am spus în episoadele trecute că mă întrețin singură și lucrul ăsta îmi place maxim, nu depinde nimeni. Pot să-mi cumpăr ce vreau când vreau, mă duc în vacanță când vreau, dacă am bani mă duc, dacă n-am nu mă duc. Nu am un salariu extrem de mare, însă îmi ajunge pentru a trăi în Cluj-Napoca. Pentru a merge în vacanță cu prietenii mei. Și că veni vorba de chestia asta, v-am spus, săptămâna viitoare plec în Budapesta, o să petrecem revelionul acolo cu niște prieteni de-ai noștri. Probabil o să fie unul dintre cele mai mișto revelioane, pentru că noi de cabană ne-am săturat, deja de foarte mulți ani mergem tot la cabană. Și anul acesta am să facem ceva diferit. Așa că am rezervat o masă în club în Budapesta, iar seara de vineri, 31, vom petrece acolo. Noi vom pleca joi în Budapesta. Să știți că acum adaug highlighter-ul, de aia m-am oprit. Noi vom pleca joi în Budapesta pentru că vrem să mai vizităm Budapesta, cu toate că am fost de foarte multe ori acolo. Însă niciodată n-am apucat să stăm ca lumea să o vizităm. Și vom merge de joi, am făcut un plan, urmează să... Iară planul prietenului meu, să vedem și el ce părere are despre atracțiile turistice pe care eu mi le-am notat în acel plan. Așa, apropo, cât am plătit pe vacanța în Budapesta, dacă vă interesează, am găsit cazare la un hotel, Danubius Hotel Arena, și am plătit pe 3 nopți 800 de lei, inclusiv cu ceva taxă de oraș, I don't know, o prietenă de-a noastră a făcut rezervările. 800 de lei mi se pare un preț super bun pentru Revelion. Pentru că în orice alt loc Revelionul mi se părea super scump și la noi în țară era mult mai scump. Iar pe masa din club am dat destul de mult de persoană, însă e un club în care am observat că se fac party-uri foarte mișto și se numește Ötkert, nu știu dacă îl pronunț bine. Acolo am dat 500 de lei parcă de persoană. Cred că da, 500 de lei pentru masă, ne-am luat o masă la VIP, iar în această sumă de 500 de lei ne intră și două sticle. Deci 500 de lei ori 7 persoane câte suntem, ar veni 3500 de lei pe o masă. Mult, dar am scos o dată pe anii Revelionul și de ce să nu mergem. Ce mai fac eu la acest make-up uimitor? Cred că trebuia să-mi pun înainte corectorul, dar am uitat. Vorbeam cu voi. Apropo, corectorul l-am tot de la Infallibel de la L'Oreal. Și cum îl aplic? Doar puțin aici, sub ochi. După care îl întind. Ăsta e ca să-mi ascund cearcănele, pentru că n-am apucat să-mi pun o mască înainte. Pentru că deja e destul de târziu și pe la 7-8 o să merge la masa cu bunicii. Sau la masa pe care o facem jos la noi acasă, sincer. Nu mai știu exact care era planul, pentru că
că mergem la bunici, că mergem la noi acasă, e același lucru, că bunicii mei stau cu noi în curte, însă în case diferite. Și ce o să mâncăm în seara de Crăciun? Știu că vă așteptați ca, nu știu, ca orice om obișnuit, ca orice român obișnuit, să mâncăm în seara de Crăciun sarmale. No, noi am mâncat sarmale și ieri și astăzi la prânz și am mâncat vinete și am avut chiftele. Nu, chiftele n-am avut de data asta, dar o le-a făcut bunica mea, nu ne-o dat încă, alea pentru mâine. Așa, am aplicat și concealerul. Așa că o să mâncăm ceva făcut pe raclet și asta abia aștept să vă arăt în câteva minute când o să pregătim masa. Am fost la Vârmi acum 2 săptămâni și am văzut la ei și am zis că clar ne luăm și noi și bineînțeles că întâmplarea face că la Lidl săptămâna asta a apărut raclet, așa că am cumpărat. A fost 150 de lei, l-o luam mami și o să gătim creveți cu ceva piept de pui, cred că, și cu dovlecei și brânză și abia aștept, bine prăjită. Sper că avem și ceva salată. Bun, m-am dat și cu concealer. Urmează sprâncenele. Sprâncenele la care este din nou un total antitalent. Apropo, în cazul de față nu am foarte multe imperfecțiuni pe față, că aparent săptămâna asta e una destul de bună pentru mine, dar dacă vreți să vă recomand un concealer bun, nu mai știu cât a fost, destul de ieftin, cred că a fost până în 30 de lei, l-am luat pe ăsta de la Catrice, zice Ultimate Camouflage Cream și chiar acoperă absolut orice imperfecțiune. Bine, continuăm cu sprâncenele. Folosesc, v-am arătat în alt video, folosesc acest Tattoo Brow de la Maybelline. Și mai am în el, cred că mi l-am cumpărat de un an jumate și încă am. Având în vedere că nu mă machiez, deci vă dați seama că mă țin produsele o grămadă. Și am o pensulă la el. Aceasta. O să-mi piapten întâi sprâncenele, care n-au nicio formă. Deocamdată mă machiez la lumina telefonului, așa că nu știu ce o să iasă aici. La lumina telefonului și la oglinda telefonului. Mă sună sora mea, revin cu sprâncenele făcute. Mă mai dau cu rimel, ruj și gata, make-up-ul. Rimelul folosesc acesta de la Miss Porti și acesta de la, pe care l-am de la Douglas, însă ăsta e cam pe terminate. Ăsta ar fi make-up-ul meu final. Mai voiam să-mi pun un ruj roșu și vi-l arăt care. Era ăsta de la Melchior sau am tot așa unul de la DM. Da, ăla nu cred că e aici. Ba da, ăsta. Ăsta e foarte bun. Zice Matte to Last. 24 de ore. Lip cream. Ăsta e foarte bun. Nu știu, nu se adună așa, nu se face nașpa după un anumit timp. Și pentru că mă duc cu sora mea la taco, că mă sună insistent, o să întrerup acest video acum. Și totuși o să mă dau cu Extreme Shine, tot de la Essence. Sper că vă place zâmbetul meu. Dacă vreți să știți cum l-am obținut așa. Este datorită clinicii Ortholife. Centrul Ortodontic Cluj-Napoca, aveți videouri la mine pe canal despre chestia asta. Îmi pare rău că plec, dar revin în câteva minute pentru că mă duc la taco. Stați liniștiți că nu a fost deschis nimic în oraș și ne-am întors să ne apucăm de pregătit mâncarea. Asta este racletul. Raclet. Și familia. De care vrei? Nu. Fac cu mâna la fanii mei. O zi, Sebi, că vă spune sărbători fericite. Borda, fă cu mâna. Mulțumim, la fel îi dorim și fă cu mâna. Asta e bărba. Ceva a căzut. A disbucătarul. După cum puteți observa, am terminat de mâncat la masa de Crăciun. Bunicul meu, zile câte ani? 85. Și stați că vă arăt și pe bunica. Da, are ochelari faini. 75.
și unchiul meu, Caius. Caius, salută fanii. Salut! Hai să vă arăt cum și-a făcut bradul de Crăciun. Aici este pregătită altă masă pentru mâine, asta e casa lui bunica mea aici. Și le-am cumpărat niște cadouri de Crăciun și ăsta e brăduțul. Multe, multe dulciuri și chestii și beri și pijamale și ce folosesc oamenii mai în vârstă. Stați să vă arăt, acum ai depozit un pic aici, dar ăsta era pianul meu la care cântam și la care încă știu să cânt. Continuăm seara la un pahar de vin. Am zis că vă arăt cum e decorat în partea de jos a casei. Avem aici un șemineu, un TV și scările. Tocmai ce urmează să deschidem un vin pe care l-am primit de la birou. Corcova, am mai băut înainte unul, deci e ok. Vă arăt focul de aproape și cred că o să jucăm un Scrabble după ce își desface mami cadoul. Scuzați asta, dar bunicii mi-au primit o tabletă de la Vodafone și vrem să o configurăm. Totodată vreau să vă arăt un cadou foarte drag pe care l-am primit eu de la un prieten bun din Anglia și anume ciocolata asta, care e cea mai bună ciocolată din lume. E cu chestii de alea care îți pușcă în gură și geleuri, ca un fel de Milka, dar mult mai bună. Și acum o să ne punem la somn. Ne punem la somn? Mm-hmm. Bine, ne punem la somn și nu mai vreau să filmez absolut nimic. Și vlogul pe care l-am făcut astăzi a fost total transparent. Vă pup, vă urez o seară faină și besitos!